Bună ziua! Ne aflăm acasă la doctorul Mrini, la Mrini Eye Hospital, și vorbim astăzi despre o afecțiune despre care am mai vorbit la un moment dat în cadrul Focus Press, dar despre care este important să mai aducem precizări așa încât toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Domnule doctor, vorbim astăzi despre cataractă. Vreau să ne spuneți ce înseamnă mai exact cataracta și care sunt simptomele, cum se tratează. Bună ziua! Cataracta este o afecțiune oftalmologică. Se manifestă prin opacificare cristalinului, manifestând clinic prin scaderea acuitatea vizuală. Acuitatea vizuală, în general, scade lent și progresiv. Cataracte, sunt mai multe feluri de cataracte. Dacă vorbim în general de cataracte, poate să fie congenitală, traumatică sau metabolică. Bun, ca și clasificare morfologică, discutăm de cataracta din punct de vedere al opacificării. Poate să fie o cataractă subcapsulară, posterioară, anterioară, ca și vorbim pe înțelesul tuturor pacienți. Cataracta, în general, dacă apare pe ax optic, scade acuitatea vizuală, devine manifestând. Dacă este pe periferie, pacientul nu simte că are o cataractă. Așa se manifestă, am înțeles, și nu, practic nu mai vedem bine. În afară de această manifestare, există dureri? Pacientul are dureri sau doar nu mai vede și atunci trebuie să vină la dumneavoastră și să îi găsiți cea mai bună soluție de vindecare? Cataracta nu doare. Doar dacă face cataracta complicată, duce spre glaucom și doare glaucom, care devine dureros. Și din cauza cataractei întumeșente, când schimbă ax anteropețural cristalinului și îngustează camera anterioară și duce spre tensiunea intraoculară, care e dureros. Și cum interveniți? Cum tratați? Cum rezolvați problema? Chirurgia cataractei în ziua de astăzi este o chirurgie foarte modernă, avansată, asistată de tehnologie foarte avansată, pentru incizie foarte mici de 1,2 mm și 2,2 mm. Se extrage cristalin opac, se fac cu ajutorul unui emulsificator și se pune un implant intraocular, poate să fie monofocal sau multifocal, depinde ce dorește pacientul și ce activitate are cotidiană. Adică pacientul poate opta să vadă bine și de aproape și de la distanță, asta să înțeleg din ce ne-ați spus? Un implant multifocal vine cu un plus. Pacientul poate să fie un portator de ochelare înainte cu hipermetropie sau astigmatism sau un miopie. Noi putem să corectăm și acest viciu de refracție prin implant intraocular. Vede și la aproape, citește, vede și intermediar și la distanță, fără ochelar. Scapă de ochelari, cu alte cuvinte, și de afecțiune și scapă și de ochelari. Altceva, ce ar mai trebui să știe cineva care ajunge la dumneavoastră și suferă o astfel de intervenție? Cuvântul de a scapa de ochelari este un cuvânt în general. Poate, mai corect spus, nu este dependent de ochelari. Face activitate zilnică, vede, citește un calculator, conduce fără ochelari. Poate în anumite situații o să aibă nevoie de ochelari, o dioptrie foarte mică, 0,5-0,75. Nu vedem noi că o problemă să poartă un pacient o dioptrie foarte mică, când este cazul. Aparatura pe care o folosiți, dacă puteți să ne descrieți puțin, pentru că noi am sesizat că pe Facebook ați anunțat că aveți ceva nou. Folosim pentru chirurgie de pol anterior, în general chirurgie de pol anterior, folosim microscop de tehnologie foarte avansată, cu sistem de vizualizare tridimensional. Vedem orice detaliu, dacă vezi bine, operez și foarte bine. Dacă nu vezi, nu operezi, da? Din acest principiu, noi investim foarte mult și dorim să avem tehnologia foarte avansată. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări și revenim la dumneavoastră și pentru alte subiecte. Vă mulțumim frumos! Cu plăcere, sunteți bineveniți, oricând sunteți bineveniți la noi. Mulțumim.